Valul 4 al pandemiei de COVID-19 a lovit dur România, iar predicțiile specialiștilor sunt tot mai negre. Potrivit ultimelor date, autoritățile competente spun că am putea avea o medie săptămânală de 17.000 de cazuri la jumătatea lunii octombrie. Această situație creează panică, dar și furie în rândul cetățenilor. Numărul infectărilor a crescut brusc în România, iar acest lucru dă de gândit mai multor cetățeni care spun că datele prezentate de autorități sunt exagerate doar pentru a crea panică în rândul populației. Un teatru total, începând de sus și până la vorba prostului, până la cel cu țâța în gură. Nu sunt de acord cu chestia asta, bine, nu contează opinia mea, dar în prealabil, dacă stau să mă gândesc, este un teatru total, este un interes al celor din capul trebii, vorba lui Agamiță Dandanache. Asta este părerea mea, un teatru total. Și ar fi totuși, ca un ultim mesaj din partea unui străin, dacă stau să mă gândesc bine, treziți-vă români, nu vă lăsați călcați în picioare, feriți-vă sănătatea și protejați-vă copiii. Un domnitor din 1457 până în 1504, Ștefan cel Mare, că toată lumea știe de el, a spus că Moldova nu este a noastră, nu este a voastră, nu este, este a copiilor noștri. Dar acum eu pot să spun în felul următor. Datoriile lui Câțu și ale actualului partid nu sunt ale noastre, nu sunt ale voastre, sunt ale urmașilor noștri. Mulți cetățeni sunt furioși și s-au săturat de valurile nenumărate ale pandemiei. Ce să zic, nu prea, eu am făcut vaccinul și primul și al doilea, și soția și eu, și am impresia că e ceva umflat acolo, nu prea e în regulă. Actuală putere, eu vă spun, eu sunt cu PSD-ul, o spun sincer. Și actuală putere nu este în stare nici se raportează ce trebuie, deci nici cum trebuie și nici... Nu știu ce să fac. De cealaltă parte, sunt cetățenii care se tem pentru sănătatea lor și a celor din jur. Aceștia spun că vinovații de creșterea rapidă a numărului de cazuri este a celor care au mers toată vara la mare și la petreceri. Lumea nu respectă ce se stabilește, umblă fără mască, fără păstrarea distanței și aici ajungem. Nu vedeți ce a fost la Cluj, ce e pe litoral, ce a fost practic pe litoral. Astăzi, pe teritoriul țării noastre au fost înregistrate peste 3.300 de cazuri noi de COVID-19 și 78 de decese.